Dacă să asculți ce spun alții, păi asculte recomandări de la cei care au mai mult ca tine. Nu de la cei care tu ești în business, el sau ea stai pe salariul de 8.000 de lei și îți dă ție recomandări cum să faci, cum să nu faci, să te bagi în business, să nu te bagi în business, de parcă ea este sau el este doctor în economie sau în afaceri. Asta nu înseamnă că ei sunt oameni răi, doar că dacă noi vrem să creștem, noi trebuie să aplicăm urechea la cei mai bogați ca noi. E atât de simplu.